Județul Sibiu este pregătit să ofere cazare refugiaților din Ucraina care tranzitează sau doresc să rămână o perioadă mai lungă aici. Aceștia pot fi cazați în mai multe locații ale instituțiilor din subordinea Consiliului Județean și la nevoie chiar și în Sala Transilvania, unde intră 500 de persoane. Și Spitalul Județean poate trata la nevoie răniți în războiul din Ucraina. Având în vedere solicitarea mare de programări pentru obținerea unei cărți de identitate valabile, Serviciul de Evidență a Persoanelor Sibiu din cadrul Primăriei Sibiu extinde calendarul lunar al programărilor online, numărul de intervale orare disponibile crescând de la 1344 la 1576 pe lună. Programul de preluare a actelor se modifică în consecință și se extinde. Programul de eliberare a actelor a rămas același, termenul de eliberare a cărților de identitate fiind între 5 și 10 zile. Centrele de vaccinare de la Primăria Veche și Cantina Socială a Municipiului Sibiu și-au schimbat programul. De asemenea, datorită faptului că în ultima perioadă nu prea a fost flux crescut de persoane care să le treacă pragul pentru imunizare, DSP a decis să închidă 3 dintre centre. Este vorba despre cele de la Avrig, Agnita și cel de la Școala Gimnazială numărul 5 din Mediaș.